Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video continuăm cu sursa noastră de alimentare și o vom mai îmbunătăți un pic, dar mai întâi vreau să vă arăt următorul scenar. Da? Am aici potențiometru, pot să-mi reglez tensiunea de ieșire într-un anumit interval în funcție de cum avem proiectată sursa noastră. Da? Nimic deosebit. V-am arătat și în lecția anterioară. Ca orice electronist, indiferent dacă este începător, amator, inginer, doctor, tot timpul când construim, există posibilitatea să facem un scurt. Da? Asta înseamnă că ieșirea stabilizatorului o putem scurt-circuita din greșeală, iar dacă sursa nu este protejată cum trebuie, atunci o să avem probleme. Nu mai funcționează. În acest video adăugăm o mică protecție, dar hai întâi să vedem despre ce este vorba mai exact. Da? Am aici ieșirea tranzistor, ieșirea sursei, de fapt las asta aici și voi realiza un scurt cu un fir. Fiți atenți. Așa. Și aplica tensiunea și, bineînțeles, eu mai am încă o protecție la sursa de laborator care o am aici pe masă și a intrat sursa, da? Dacă pun mâna ușor pe tranzistor, fiți atenți, ușor, tranzistorul este foarte fierbinte și nu prea să mai simte bine. Iar tranzistorul a picat săracu. S-a dus. Nu știu dacă observați în video, dar avem un pic de fum. Și miroase deja un pic ars. Și acum opresc camera, deschid geamul și aerisesc un pic camera. Da? De fapt, tranzistorul nostru BD137 a picat săracu și a dat viața. Miroase ars în cameră. Așa că nu mai pot să reglez cum trebuie sursa, am o tensiune la ieșire, dar nu este absolut bine ce s-a întâmplat. Iar tranzistorul BD137 este foarte, 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 foarte fierbinte. Acum voi opri și vom prima dată voi aerisi camera, iar apoi voi încerca să vă explic cum să faceți o mică protecție, o limitare de curent. Da? Acum voi scoate tranzistorul din circuit, îl vom măsura și, bineînțeles, va trebui să-l schimbăm. Iar aparatul spune că a murit sau e mort. Așa că luăm un alt BD137, îl băgăm înapoi și mai introducem încă un tranzistor pentru a proteja circuitul nostru. Voi distruge tranzistorul ăsta. Și îl aruncăm la coșul de gunoi. Bun. Acum am aici alt tranzistor. Îl introducem înapoi în circuit.
Am montat tranzistorul înapoi. Probăm circuitul. Și acum putem să-l reglăm din nou înainte. Totul este super fain, da? Așa l-am reglat și înainte, până la 13, ceva, începând de la 4,6, da? Bun. Funcționează. Acum cum facem să nu-l stricăm înapoi, în caz de facem scurt? E bine, în caz de supra-sarcină sau scurt circuit accidental, curentul prin tranzistor, prin tranzistorul BD137 crește foarte mult și odată ce crește curentul, este depășită puterea maximă, admisibilă și, bineînțeles, duce la încălzirea acestuia și dacă s-a încălzit, prea tare, ne-am despărțit de el. Da? Pentru a îmbunătăți acest circuit, aplicăm încă un tranzistor exact în această schemă, acest tranzistor, și dacă din greșeală scurt-circuităm firele la ieșire, atunci acest tranzistor intră în acțiune. Da? În regim normal de funcționare, este ca și cum acest tranzistor nu ar exista. Dar dacă din greșeală scurt-circuităm firele la ieșire, atunci acest tranzistor intră în acțiune și va controla acest tranzistor. Da? Deci tranzistorul de lângă. Iar după cum vedeți, acest tranzistor are o rezistență de 1 ohm, care, imaginați-vă această rezistență ca un, cum să vă explic, ca un senzor de curent. Asta înseamnă că, în acest caz, niciun curent de peste 0,6 A nu poate curge chiar și în cazul unui scurt circuit. Dar, bineînțeles, dacă insistăm prea mult cu scurt circuitul și așa putem să-l ardem, deoarece tranzistorul se poate încălzi, de aceea este recomandat totuși să îl punem pe un radiator. Hai să montăm încă un tranzistor BC238 și mai facem încă un test, da? Voi opri deocamdată, voi deconecta cablurile de aici. Impres și asta. Eu acum n-am să pun radiator, îl las deocamdată așa. Așa că facem următorul artificiu tehnic. Și anume, să vedem, am pregătit deja o rezistență de 1 ohm. Sau cel puțin cred că am pregătit. Vom măsura. Și pe ohmmetru, dacă vreau să măsor, nu? Asta nu. Nu, nu. Asta. Asta e. Și avem o rezistență de 1 ohm. Avem acest tranzistor. Punem tot un BC238. Nu uitați, urmăriți toate lecțiile, iar la mine pe blog o să găsiți și formule și exemple, cum se calculează toate rezistențele. Și bineînțeles, pe parcursul acestui curs vom reveni la stabilizator, vom face un stabilizator mai performant, dar bineînțeles trebuie să porniți întâi cu ceva foarte simplu. Bun, hai să montez asta rapid. Bun, am introdus tranzistorul ca în schemă. Arată un pic cam urât, eu l-am făcut așa în grabă, dar voi bineînțeles puteți să-l faceți mult mai frumos. Da? Foarte important, dacă aveți dificultăți la montarea componentelor pe breadboard, uitați-vă la tutorialul despre Fritzing, acel program care vă ajută pur și simplu să puneți mai ușor componentele pe breadboard. Este un program super, super, super bun pentru începători. Da? Pur și simplu proiectați schema, faceți schema în program, iar programul vă va calcula automat cum ar trebui
să mutați piesele pe breadboard. Vreau să filmez aici că sursa funcționează, da? Pot regla tensiunea, totul este super. Totul este super, super, super. Acum, hai să o punem, să zicem, la 12V. Așa. Bun. La fel, voi simula un scurt circuit. Ar fi bine să pun un radiator, totuși, pe tranzistor, dar am să las asta acum și fac un scurt mic, să uităm aici un fir. Uite aici unul. Și să vedem dacă tranzistorul nostru își face treaba. Facem un scurt între minus și pom. Ați auzit? Sursa, bineînțeles, a declanșat și sursa mea, dar am să fac aici, am să deconectez protecția, dar după cum se vede, circuitul încă funcționează, totul este super. Totul este super. Și am să pun aici la protecție să fie într-așa fel, să în caz de defect chiar să mardă dacă nu funcționează tranzistorul nostru. Să punem aici cam asta, punem la 1,5 ampere așa. Bun. Așa că sursa funcționează, tot este super, 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 super. Hai să punem la tensiunea maximă și mai facem încă o dată un scurt. Tranzistorul este rece, pentru că nu l-am ținut mult în scurt. Bineînțeles, dacă îl țineți mult în scurt, se va încălzi, deci ce mai bine este să puneți un mic radiator pe tranzistor. La fel, mai facem un scurt. Și uitați-vă pe aparatul de măsură. Pică tensiunea, dar odată ce am luat firul, pot folosi din nou fără nicio problemă, da? Acum, pentru că am exagerat un pic și l-am ținut un pic mai mult în scurt, tranzistorul s-a încălzit un pic, dar încă nu este critic. La fel, mai facem un scurt. Fiți atenți pe aparat. Și la fel, după ce am luat firul și a revenit, da? Bun. Atât a fost pentru acest video, vom continua în următoarea lecție cu tot ceva foarte interesant. Dacă ceva nu vă este clar, n-ați înțeles ceva anume, urmăriți, vă rog, cursul, întregul curs. Am să încerc să-l organizez într-așa fel încât să vă fie ușor să înțelegeți și am să mă axez mai mult pe practică. De fapt și teorie, dar voi combina teoria cu practica într-așa fel încât orice începător să poată reuși cu brio un mic experiment. Da? La mine pe blog, la electronic-club.com, o să găsiți aici acest buton mare, curs de electronică gratuit pentru începător, iar aici sunt toate lecțiile, până acum sunt 19 lecții, cu asta care o filmez acum sunt 20. Am început cu chestii simple, cu LED-uri, cu tranzistorul în acțiune, despre tensiunea electrică dintr-o felie de lămâie, breadboard. Acesta este un video foarte interesant, mai ales pentru începători, unde am și prezentat un program cu care vă puteți ușura lucru când lucrați cu
cu pe breadboard, și anume acest program FreeSync. Uitați-vă la video, am dat acolo toate detaliile. Inversorul cu tranzistor, bla bla bla, Darlington și așa mai departe. Iar pentru a înțelege chestia legată de stabilizare, porniți de aici, de la dioda Zener, calculul rezistor în seria cu dioda Zener. Aici există un video, găsiți toate informațiile, apoi mergeți la lecție pe pagina 2 și aici avem un tranzistor plus dioda Zener, la fel. Avem aici schema de plecare cu un tranzistor și, bineînțeles, avem apoi câteva artificii tehnice, cum am putea înlocui o diodă Zener cu un tranzistor sau chiar un LED. Uitați-vă la material, este interesant. Și iar aici avem câteva scheme prezentate de stabilizatoare de tensiune, iar aici am dat și câteva exemple cu formule de calcul, cum ar trebui să vă calculați cele patru rezistențe din circuit. Acesta este schița din lecția anterioară, stabilizatorul reglabil. Apoi am adăugat un amplificator de eroare. De fapt este aceeași schemă, am mai adăugat încă un tranzistor, iar în lecția curentă am mai adăugat încă un tranzistor pentru protecție. Așa că, după cum am spus, încerc să păstrez totul cât mai simplu și să fac într-așa fel să combin teoria cu practica pentru a face orice începător bucuros că a reușit cu brio un mic experiment. Schița care v-am prezentat-o acum este deja un stabilizator ideal pentru un începător. Puteți să îl băgați într-o cutie mică, este ieftin de realizat, dar bineînțeles cu timpul acesta nu va fi de ajuns și va trebui să facem ceva mai performant. Dar pentru început vă recomand să încercați să construiți acest lucru, să vă jucați cu câteva tranzistoare. Iar pe parcurs, bineînțeles, am să mă întorc la acest capitol legat de stabilizarea tensiunii și vom realiza montaje mai complexe. Da? Cursul continuă. Deja lucrez la următorul material, poate îl urc tot mâine sau de fapt poate îl urc tot în seara asta sau mâine, vedem cum merge treaba. Nu uitați, abonați-vă la canal dacă v-a plăcut materialul, dați un like, dacă nu dați un dislike, dacă v-a plăcut share-uiți-l în paginile voastre de Facebook sau pe unde umblați și ne auzim în lecția următoare. Și avem multe, multe lecții. Cred că acest curs va conține peste 100 de lecții. Da? Deci acum avem în total, de fapt, avem 19 lecții. Acum asta e a doua, 10-a și, bineînțeles, vor urma foarte, foarte multe lecții. La revedere!